Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. Ni s-a destăinuit că nu consumă, din păcate, carne de 15 ani, Doamne ferește. Snacks-uri nu mănâncă, nu bea băuturi din astea carbo, gazoasă, dulci. Cântă în schimb, dansează, face sport și ne încântă diminețile la Radio ZU. Dacă este de la Radio ZU, este Emma de la ZU. Să mâine și bună dimineața! Mulțumesc de invitație! Noi mulțumim! De-abia respiri că... De-abia respiri. Știi cum am condus? Sportiv. Da? Ai girofarul pus? Am scos sirena, desigur, girofarul, luminile. Mulțumim barosanilor, da? Da, le mulțumesc băieților că mi-au dat voie să plec un pic mai devreme ca să ajung la tine. Să rămână, mii de mulțumiri încă o dată. Gata, eu am tăcut. Păi de ce să taci? Deci la ce prezentare frumoasă mi-ai făcut? Da, o găleată de mici le dăm băieților, că am venit odată aici, erau invitați la observatori și ne-am prins cu o găleată de mici. Și am zis, Doamne, la ăștia așa să mănâncă. Vrei să dau variante cu ce să mă aștepți data viitoare când vin? Nu, că ne certăm. Da, să te ascultăm. De ce să ne certăm? Că dacă nu consumi carnea asta, nu înseamnă că nu ai alte bucurii în viață sau alte lucruri de care poți să te bucuri, de exemplu. Dar nu ne lua brusc. Nu vă lua, de ce? Nu vă iau brusc. Am tăcut. Păi și să vorbesc doar eu? Da. Ce frumos. Păi nu zi de varianta asta. De varianta asta fără carne? Da. Băi, sunt alte lucruri pe care pot să le consum. De exemplu, mănânc paste foarte mult, mănânc brânzeturi, mănânc, nu știu, ciuperci, de exemplu. Dar, în general, pastele sunt preferatele mele. La paste ne înțelegem. Da. Pește, fructe de mare. Nu ne plac fructele de coteț. Sunt mai ok decât astea de mare. Sunt mai voluptoase. Dar nu ne prostim cu brocoli, cu varză din Bruxelles, conopidă. Aba da, dar nu neapărat. Adică nu sunt orientată doar către genul ăsta de... Băi, vrei să-ți spun cinstit? Nu am fost niciodată foarte prietenoasă cu consumul de carne, însă țin minte că la 18 ani am fost la un majorat și ce ne serveau pe vremea aia? Standard, șnițel de pui sau piept de pui cu cartofi prăjiți. E, și am făcut o toxinfecție alimentară și am luat decizia să nu mai pun, nu a fost, cum să zic, nu a fost nicio chestie impusă, nici din vreo convingere de să salvăm cumva animalele de super empatie și așa mai departe, ci doar mi-am dat seama că nu îmi face bine consumul de carne și de atunci Cu băuturile carbo Carbo. Cu ele ce? Sau consumăm, nu consumăm nici alea? Foarte rar. Asta pentru că mie nu-mi plac dulciurile. Nu-mi plac dulciurile, nu-mi plac băuturile dulce, ăsta este norocul meu. Dar am alte vicii, de exemplu. Pâinea îmi place foarte mult. Ți-am zis paste, cartofi îmi plac foarte mult. Deci fără carne și fără dulce, dar viața nu e pustiu fără asta? Nu să fie pustiu, deloc. Fără dulce deloc? Ba, nu deloc. Când simt nevoia, desigur că consum. Dar nu sunt fană dulce. Am înțeles. Ce a fost înainte? Muzica, sportul, dansul? Ce a fost prima oară? Cred că muzica a fost prima oară și apoi s-a legat cu dansul, iar cu sportul m-am împrietenit destul de târziu, ceea ce regret teribil, pentru că mi-a schimbat foarte mult viața, m-a disciplinat foarte mult, în afară de schimbarea fizică pe care toată lumea și-o dorește. Că de ce te apuci de sport? În primul rând pentru schimbarea fizică pe care vrei să o... Dar tu de mic copil, vorba manelei, de mic copil nimic sport? Școală, astea, nu știu. Ba da, dar ce... Aveai scutire? Nu, n-aveam scutire, dar acum când vorbesc de sport, vorbesc de o anumită disciplină pe care mi-am făcut-o. Adică ce înseamnă în momentul ăsta sport la tine? 3 antrenamente pe săptămână. Da, care constau în? În circuite. Eu fac sport acasă. Este foarte simplu, este mai simplu decât crezi, cu greutatea corpului sau cu anumite greutăți pe care mi le-am dat. Dar la tine altfel e greutatea corpului decât la noi. Păi, desigur. Păi vezi, și iar vorbim despre găleata de mici. Dar crezi că de aici este? Nu e de aici. De la găleata de mici ni se trage? Cred că e de la găleata de mici mâncată prea des. Așa dacă mănânci odată, nu cred că e mai... Bun, deci de 3 ori pe săptămână sport acasă și merge asta. Are legătură cu COVID-ul? Adică cu pandemia, așa făceai... Adică nu că n-ai mai... Sau te duceai la sală? Mă duceam la sală, într-adevăr, dar pierdeam foarte mult timp cu... Deci stăteam în pat și mă gândeam, zic, mamă, trebuie să mă îmbrac. Trebuie să conduc până la sală. Doamnele, domnițele cu părul lung, transpirate, trebuie să te speli, să te... Că noi mai repede, adică. Da, e mai complicat. Să te schimbi, să găsești loc de parcare. Până ajungi, mai pierdai o oră. Zic, băi, dar nu mai bine îmi iau eu niște lucrușoare acasă să fac singură. Dar te ții? Mă țin, da. Aici e problema. Mă țin. Că și noi avem o bandă de aia pe care ținem pantaloni și chiloții. Da, știi, drept cu el. Da, că stau foarte bine acolo și nu pornim. Aia scârție. Că... Și ai din astea? Am și bandă, da, mi-am luat, dar nu fac atât de des cardio. Mai mult, ți-am spus, lucrez cu greutăți. După un program anume, adică ai o doamnă de trimite prin WhatsApp. Exact, cum ai ghicit? Că am încercat și cu noi. Dar... Și? N-am reușit? Păi... Haide-mă, că stai că nu te faci. Am vorbit cu Cătălin Botezatu, să știi că rucsacul se poartă anul ăsta pe față. Nu mai purtăm pe spate, ca un marsupiu. Deci îți trimite o doamnă. Da. E vorba de Carmen Fit. Aoleu, știu. O știi, nu? Gata. Da. Și ne dă de mâncare? Ne dă o grămadă de mâncare. Deci aș vrea tare mult să ne vedem odată la o masă și să te provoc să mănânci într-o zi ce mănânc eu. Dar tu te-ai gândit, de exemplu, că în seara aia un iepure sau, nu știu, un dihor sau ceva rămâne nemâncat, o nevăstuică? De ce? Că voi le mâncați mâncarea? Din cauza că mănâncă multe vegetale. Da. Dacă mă gândesc și la treaba asta, chiar că rămâne mâncată. Bun, deci te găsești, dar aia nu e masă, e masă ce mâncați? Cum să nu fie masă? Păi ți-am spus, nu este vorba de a mânca doar verdețuri. Mănânc întotdeauna un pește cu ceva verde sau paste cu ceva. Da, voi sunteți și domnițe, la voi intră. Tortilia, un fel de șaorma făcută în casă, cu brânză, cu porumb, cu măsline. Și cu? Și cu atât. Cu porumb și cu... Deci astea mănânci. Da. După aia te duci, faci exercițiile astea. Cât faci? Faci o oră, oră și un pic? Înainte îmi lua cam o oră și puțin. Acum reușesc, dacă mă concentrez și mă focusez și sunt prezentă doar pe antrenamentul ăla, reușesc să-l fac cam în 40 de minute. Și nu păcălești nimic, că practic te păcălești pe tine. Nu mai păcălesc, îți dai seama. Da. Nu știu, adică mă gândesc că acasă îți trebuie voință la modul sincer, de fier. Ca să nu zici, ha, nu, că mai mă las. Eu cred că voința vine odată cu rezultatele. În momentul în care vezi niște schimbări la tine, o să-ți placă atât de mult ce vezi, încât nu o să mai lipsești niciodată. Știu, dar eu n-am văzut niciodată, nu știu cum e. La tine? Da. De aia. Dar ai fost vreodată pufoasă? A, da! Pe bune? Am avut cu 10 kg în plus, da. De acolo a și pornit decizia mea de a mă apuca de sport și de a avea oarecare disciplină alimentară. Pentru că am avut cu 10 kg în plus față de cât am astăzi acum. Asta se întâmpla, nu știu, cred că acum 3 ani, da. Așa de mult ai dat jos în 3 ani? 10 kg, da. Doar din ăsta de acasă? Dar și care e chestia că în ultima perioadă, sincer, nici nu m-am mai cântărit. Și nu e din sport, dacă e să mă întreb. Nici eu nu m-am mai cântărit. Dar cred că din motive diferite, da. Să știi că nu este din sport, are mare legătură cu alimentația. Dar nu-ți imagina că... Ai dreptate, știu, n-am ce să zic. Nu-ți imagina că sunt genul de om care, mamă, nu iese din limitele astea. Nu, greșesc și eu, mă porcesc și eu ca să vorbesc în termen de... Da. Deci șaorma n-are în ea carne? Nu, ți-am zis. Ai trecut și pe din aia vegetali? Adică mai tragi un burger de la... Cu gust de carne nu, deci deja nu mai pot să... Bine, la tine s-a produs atunci o extorsiune de înțeles. Exact. Știi, acum noi facem bășcălie, dar nu e. Nu, deci eu nu mai pot, nu mai recunosc gustul, nu mai simt nimic plăcut. Că am încercat cu chifteluțe vegetale care aveau gust de carne, de exemplu. Dar nu puteam să-mi conving creierul că nu e carne acolo. Gata, ai dreptate, n-am ce să zic. Bun, și astea țin, adică iată ce avem de făcut astăzi, Emma. Dar stai, paranteză, iartă-mă, te întorci pe stradă când zice cineva Emma Ștefan? Da, da, mă întorc, adică. Păi Emma de la ZU. Mai te știe cineva ca la catalog? Unde? La ANAF doar. Da, în ultimii ani, în ultimii 6 ani de când sunt la radio, Emma de la ZU este... La revedere! Numele... Dar așa te cheamă în buletin cu EMMA sau Emanuela? Pe mine mă cheamă Emilia Elena. Dar nu mi-a spus nimeni nici Emilia, nici Elena, ci la... Emma. Maternitate, când m-am născut, o colegă de-a mamei mele care își dorea foarte mult să mă nășească, dar nu s-a putut, a zis, wow, uite-o pe Emma. Și din momentul ăla mie mi-a rămas numele Emma. Emma. Bun, da. Și după aia Emma de 6 ani de zile le mănânci viața celor doi? Așa ți-au zis? Celor 3 acum, că e și Drăgulin. E și Drăgulin, da. Da. Frumos acolo. Foarte frumos. Gașcă șmecheră. Foarte frumos. Picăloși. Deci... 6 ani de zile au trecut? Da, 6 ani. Dar știu că a fost un casting mai mare și au rămas sau nu? Da, 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 au fost, din ce știu eu, 200 de CV-uri care au aplicat pentru postul de asistent al lor, după care s-a făcut o selecție și încă o selecție și încă o selecție și... Dar tu știai ce e o scenă, știai, ai venit cu... Dar e total diferit. Adică... Da, tu aveai emoții? Cum să nu? Doamne, dar ce emoții am avut, pentru că... Îți dai seama, era o lume total nouă pentru mine. Corect, îi cunoșteam pe băieții, știam, îi ascultam, dar una e de acasă și una e pe teren, știi? Și era foarte mari emoții și mi-era foarte greu să fiu atât de aproape cu ei, de ei și să țin pasul cu ei, cu tot ce știau. Și acum se întâmplă același lucru. Da, au mai slăbit emoțiile. Dar la câte trezești dimineața? La 5. E civilizat. Este civilizat, dar aș putea să mă trezesc foarte bine și la 6, numai că am descoperit o șmecherie. Dacă mă trezesc la 5 și mi-acord un anume timp pentru mine, în care vara, de exemplu, sar coarda, mă trezește foarte bine și ajung pregătită la matinal. Sau citesc. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!